Un echipaj din cadrul jandarmeriei Dâmbovița, care acționa pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a surprins în zona împădurită din comuna Mănești, satul Ungureni, două persoane în timp ce secționau conducta metalică, aparținând unei societăți comerciale. Jandarmii au stabilit că bărbații în vârsta de 27 și 36 de ani au secționat o conductă metalică dezafectată în 16 bucăți, a câte 3 metri lungime fiecare, utilizând un dispozitiv improvizat tip autogen. Bărbații intenționau să valorifice materialul feros sustras la un centru de colectarea materialelor refolosibile. Jandarmii au întocmit autorilor actele procedurale premergătoare în vederea începerii urmăririi penale, aceștia fiind susceptibili de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, actele fiind înaintate structurilor abilitate pentru finalizarea cercetărilor. În timp ce jandarmii au luat urma hoților de conducte, polițiștii dâmbovițeni din Târgoviște, Dragomire și Voinești au organizat și desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii furturilor de lemn. În cadrul acestei acțiuni au fost controlate 45 de autovehicule de transport material lemnos, fiind aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei. Totodată, polițiștii au confiscat cantitatea de 4 metri cubi material lemnos.